să mă fac eu frumoasă, nu trebuie să fiu eu Andra Volos. Și acum că m-am făcut și mai frumoasă datorită Elei, că e cea mai tare ever make-up artist, și de fiecare dată când vii la ea, uite, sunt cu funguța, am tocurile aici, am niște tocuri, de o să muriți, abia aștept să vedeți, să văd și eu cum o să-mi stea în ținuta pe care o să o iau mai peste oră, două, și să vedeți și voi, să-mi spuneți și voi ce părere aveți. Cine mă spală pe cap, mă? Te-ai gândit vreodată? Păi da. Dacă tot e în familie. Păi da. Doamne ajută. Lasă, iubi, că eu te spăl cel mai bine. Da. De-aia te iubesc. De-aia dată când vin la Cașmir, nu că mă simt ca și acasă, mai rău, ca acasă nici nu am pizza. Și pizza, și masaj, și unghii, și mani, și pedi, și păr, și ce să mai... Adică aici și slăbesc, mă și îndraș. Doamne, de ce ador părul ăsta? Hai, urcă sus. Urcă sus și vină la volan. Să urc sus? Da. Unde? Pe aici? Asta da, zi de filmare. Noroc. Oricum o să prindă piesa, deci. Ce filmăm aici, Nicolas? Filmăm clipul la cea mai frumoasă piesă, care se numește Te așteaptă nu și bagajul. Care bagaj? Care vrei tu? Ce bagaj vrei tu? Avem și vreme. Avem cine și tot ce ne trebuie, l-avem și pe Edi aici. Bună, bună, salutare. Se știe. Edi, fenomenul globului. Globul ăla mic. Ia bagă un pic un promo, ceva. Te așteaptă în ușă bagajul, du-te, plătesc eu deranjul, râuri de lacrimi ar curge. Dar curge. Da, nu curge gata, nimica, pleacă, deci. Deci curge, au, ce ploaia curge. Curge ploaia. Doamne ajută. Știți cu meseriei de vede nadare ce am făcut din locul asta? Nu m-am derotit niciodată. Mamă, ce scaun! Stop! Gata, am filmat. E aproape... Cât e ceasul? Nicolas, cât e ceasul? 7:05. Deci 7:05. Cum a fost? Deci senzație, mi-a plăcut. Ți-a plăcut? Da, să conduci sau să filmezi cu mine? Să filmez cu tine, dai seama. Ce să zic, sper din suflet să...
să vă placă ce am făcut. E o piesă foarte frumoasă, mai ales că am filmat cu Andra, care... Deci după ce vedeți vlogul, vă rog frumos, mai târziu o să fie și piesa, că nu mai stăm să ținem la... Da, da, nu mai. Mâine o să apară piesa totală. Mâine apare piesa, mâine vedeți imagini cu mine. Să nu știu pe cineva la ocazie. Am ajuns acasă după ce am filmat toată ziua, adică nu vă zic că am început de dimineață la make-up, de la make-up la păr. Nu mă judecați, că știam, adică știu că părul trebuia să-l fac înainte de a mă machia, dar nu am avut timp și, în fine, da. Oricum, acum e foarte distrus, nu vă zic că m-a plouat de... M-a spălat mai bine ca la salon ploaia asta. Și acum ce fac? Acum stau în fața casei de vreo 10-20 de minute. Am noroc că am acoperiș aici, care mă mai... O crotește și el. Și aștept pe mama Melisei, mai și fulgeră, da? Am înțeles, vorbește cu mine Dumnezeu. Mai și fulgeră, mai și plouă, mai și fric. Aștept pe mama Melisei să vină acasă, pentru că eu mi-am uitat ca deșteapta, pentru că m-am grăbit, mi-am uitat cheile acasă. Și cum spuneam, karma vine tot timpul, adică se întoarce, face ceva, își face treaba. Și cu siguranță o să îmi dea ceva pe măsură. Și o să revin cu multe alte proiecte și multe alte chestii, deci stați aproape. Vă pup! Și pentru încheiere vreau să nu-i trimiteți asta Andrei, adică pagina de la Nadare, că dacă o să vadă în ce hal a ajuns rochița, îmi dă bloc. Nadare, sorry. Trebuie să treceți cu Dumnezeu, pentru că nu e vina mea, e vina... Da? Și mai departe scrie în carte. Vă pup și să fiți pozitivi! Gata, am intrat în casă. Văd că machiajul a rezistat. Cicatricea se vede. Nu știu dacă știți mulți dintre voi, dar am mai explicat de ce am cicatricea asta. E pentru că când am fost mică am avut varicelă și nu cred că... Nu știu dacă există o rezolvare în a o face să dispară. Da, dacă știți voi, scrieți-mi în privat că chiar sunt interesată. Dacă nu, o las acolo, că dacă mi-a dat-o Dumnezeu și... Na, acolo trebuie să fie. E ceva ce mă definește, ce mă reprezintă pe mine cicatricea asta. Să trecem și peste chestia asta, vreau să menționez câteva chestii așa pe final, pentru că nu vreau să se trezească în fani, susținători de ăștia mai negativi, comentatori, hateri, etc. Să lăsesc tot felul de comentarii și de aia mă gândeam, că eu mă gândesc și la bine și la rău. Și vreau să vă lămuresc în privința asta, nu am așteptat să mă despart de Bogdan. Ca să mai iau și o colaborare, ca să mai lucrez și eu sau, nu știu, să ajung și eu o cunoscută. Nu, nu are nicio treabă cu despărțirea, cu împăcarea, cu relația noastră, nu. Eu am fost contactată de mulți și înainte de a fi cu Bogdan și în timpul relației și după, dar asta e la alegerea mea dacă vreau să colaborez sau nu. Asta e un job pe care mi-l asum și care îl fac din drag cu toată inima și, băi, cine a colaborat cu mine știe despre ce vorbesc, că asta vreau să lămuresc, că nu m-am dus să fac piesa asta sau să filmez piesa cu Nicolas, pentru că, bă, vreau să-i mai dau un maxim la Bogdan sau că e cu dedicație, cu mesaj. Nu e niciun mesaj, nu e nicio dedicație, am făcut-o pentru că eram prieteni, adică când eram cu Bogdan, noi am mai ieșit cu Nicolas, am rămas prieteni. Cum la fel și cu Sax, sunt prietenă în continuare, eu nu am dușmani, dacă eu am ce am cu Bogdan, nu am cu lumea. Iar în schimb, Nicolas m-a contactat fără ca să știe că noi ne-am despărțit, adică a aflat după. Mi-a spus astăzi, puteți să-mi întrebați și pe el. Nu știa. M-a contactat dacă vreau să colaborez sau să filmez în videoclipul lui și eu, fiind singură, am zis că da. Dacă eram încă în continuare cu Bogdan, cu siguranță îl întrebam pe el dacă vrea să, nu știu, să filmăm împreună sau nu știu, acum, de fiecare dată
vorbeam înainte și da, ne puneam de acord unde să filmăm, cu cine să filmăm, cu cine să colaborăm, pentru că așa e logic și normal într-o relație. Acum, fiind singură, să nu credeți că, băi, am luat-o pe arătură sau gata, vreau să demonstrez cuiva ceva sau nu. Pur și simplu am făcut-o pentru că așa am vrut eu. Atâta. Asta am vrut să lămuresc. Altceva nu mai am de lămurit, nu mai trebuie să dau explicații nimănui, pentru că nimeni nu-mi dă de mâncare, nimeni nu-i lângă mine dacă mi-e rău și eu zic că fiecare ar trebui să se uite în grădina lui și să, înainte de a judeca, chiar dacă nu trebuie să judecați și să vorbiți urât, judecați-vă pe voi și uitați-vă în grădina voastră. Atât. Nu sunt rea, sunt realistă, iar dacă cu siguranță am eu imperfecțiunile mele, cu siguranță am eu greșelile mele, dar să știți că nimeni nu-i perfect. Așa. În schimb, vă pup. O să revin în continuare cu alte vloguri. Am să merg și în Maramureș, la tatăl meu, la neamurile mele. Am să merg și în Cluj, la sora mea. Am să merg și în Italia și o să vă iau cu mine peste tot, pentru că, da, dacă tot v-am arătat din mare viața mea personală, o să continui să vă arăt, pentru că văd că am susținători și persoane care mă urmăresc cu drag și eu vă mulțumesc din toată inimioara mea, vă pup și vă iubesc!